O să vorbesc despre evenimentul care a fost azi în Piața Mare a Adunării Naționale. Și vreau să spun, sunt și chestii pozitive, dar și multe, multe chestii negative în acest eveniment. Și o să iau cu început. Evenimentele să le derulăm unul după altul. În primul și în primul rând, cum au fost mobilizați oamenii. Majoritatea dintre cei prezenți în piață erau un fel de dabravolno prin uditilno. Și au fost aduși anume. Chiar pe Facebook văzusem o poză la un anunț dintr-o școală că fiecare dirigintă să prezinte lista celor 10 elevi care merg la eveniment, ceea ce nu prea seamănă democrație și a Uniunii Europeană. Mai avem însă și metoda că i-au adus cu transport. Dacă omul vrea să vină la o manifestație publică, vine din banii lui. Nu aduci de banii partidului. Asta deja miroase a Uniunii Sovietică. Și când mai auzeai pe toți striga URRA! URRA! Se amintea de perioada sovietică. Și aici la această perioadă sovietică este o glumă. Asta e viață! Asta e trai! Să trăiască unul mai! URRA! 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 Cam așa striga și azi la noi în Piața Mare a Adunării Naționale. Plus, dacă te mai uitai prin părți, mulți oameni mai erau veniți chercheliți și cu fețele după obeție, care se vedea că a fost toată noaptea. Plus, mesajele care au fost de la microfon, că se stopăm corupția și nu știu ce acolo, vorbesc una și fac alta, sunt zeci de cazuri cu corupție. Sunt cazuri în care oamenii sunt asasinați, iar guvernarea nu face nimic, nu se fac drumuri, nu se repară grădinițe, și ăștia fac sopranii și manifestații cu bani mulți. Cu adevărat au fost investiți foarte mulți bani pe acel elementar, luăm transportul, care a costat foarte mult. Și însă și atunci când dacă tot fac ei o manifestație europeană și care simbolizează democrație, nu știu ce acolo, când o persoană vrea să facă o contramanifestație, se implică unii participanți la acel eveniment din piață, se implică violent și încearcă să și atacă, chiar încearcă să distrugă antiprotestul, ceea ce este ilegal și știm prea bine că legea și Constituția Republicii Moldova, Convenția Europeană a Drepturilor Omului, permite exprimarea, protestul și, bineînțeles, contraprotestul, dar să fie pașnice. Ceea ce a făcut unii reprezentanți a partidelor care au fost în Piața Mare a Adunării, nu a fost nici pe aproape un protest pașnic și nici pe aproape democrație. Asta seamănă mai mult a Uniunii Sovietice și a dictatură.